Mai sunt câteva zile până la startul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, însă organizația județeană PSD Giurgiu este în grafic cu pregătirile. Candidatul pentru Colegiul 1 de deputați, Nicolae Florian, spune că PSD va duce o campanie bazată pe solidaritate și grija față de cetățeani, iar proiectele cu care va veni în fața alegătorilor vizează strict județul și municipiul Giurgiu pentru îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor. Politica Partidului Social Democrat este bazată pe solidaritate și grijă față de cetățean. În acest sens și proiectele noastre în calitate de candidați din partea USL la aceste alegeri parlamentare pe colegiul uninominal numărul 1 din municipiul Giurgiu pentru deputat și colegiul uninominal numărul 1 senatori din zona de sud a județului. Proiectele noastre sunt bazate pe teme, ceea ce privește orientarea și grija către cetățeanul giurgiuvean, referitor la proiectele noastre. Avem deja cereri de intenție din partea investitorilor străini cu privire la realizarea unor obiective economice în municipiul nostru, iar pe viitor, sigur, proiectele noastre se vor plia și pe nevoia de dezvoltare a acestui potențial care înseamnă fluviul Dunărea și dorim ca orașul nostru să fie portul metropolei București la Dunăre. Referitor la campania electorală, suntem în pregătiri, suntem în graficul pregătirilor. Mulțumesc tuturor simpatizanților mei personal pentru apropierea și încrederea care mi-o arată și le promit că nu o să-i dezamăgesc dacă mă vor vota și mă vor dori pe postul de deputat al municipiului Giurgiu. Sigur, vom reuși, deoarece ne pasă de orașul nostru și avem încredere că voturile giurgiuvenilor se vor îndrepta pentru interesul dumnealor.